În videoclipul de astăzi o să vă prezint un pulverizator cu acumulator de la Makita și nu orice pulverizator, pulverizatorul nou DUS158, care este cel mai mare din gamă și funcționează bineînțeles cu acumulator. Acum ceva timp v-am prezentat un alt model de pulverizator cu acumulator de la Makita, vechiul model care și acela la rândul lui a fost destul de bun și folositor, dar nu se compară cu acesta. Acesta este un pulverizator de-a dreptul eficient, cu un rezervor cu o capacitate de 15 litri, așa cum vedeți scrie și mare pe el, și în acest moment este ud pentru că l-am umplut de apă. Vreau să facem un test cu el, să vedem cât consumă din acumulator dacă golim un rezervor de 15 litri. Înainte de asta, haideți să vedem câteva caracteristici tehnice și să ne uităm puțin mai de aproape la el. Aici, în partea din dreapta, cred că puteți observa și voi, avem o ușiță unde introducem acumulatorul. Funcționează cu toți acumulatorii din gama LXT. Eu folosesc acumulatorul de 6 amperioră, ca să vă puteți face o referință. Deci acesta este cel mai mare acumulator din gama LXT. Cei mai populare ar fi cei de 5 amperioră, dar oricum putem să ne dăm seama de performanțele lui și cu acesta, chiar mai bine cu acesta. Avem un acumulator care este încărcat la maxim, cred că îl puteți observa și voi, tocmai ce l-am scos din stația de încărcare, se introduce aici. Odată introdus aici, putem să închidem ușița, iar în acest moment ar putea să fie funcțional. Avem doar două butoane, unul pentru a verifica energia din acumulator aici, iar celălalt un buton de start-stop. El se face verde în momentul în care este activ, iar în acest moment, dacă o să apăs pe maneta de la lance, va trebui să se amorseze și cu siguranță să și funcționeze. Haideți să apăs pe ea, se aude că sună, dar sună oricum foarte încet. Acum a venit și apa. Practic, el funcționează doar în momentul în care apăsăm pe buton. În pachetul de livrare, bineînțeles că o să vină cu această lance și cu două diuze. Aceasta, care este o diuză dublă, să zicem, și cu una simplă. Aceasta, aici cu un suport, putem să îl conectăm aici și să fixăm. După cum puteți observa, putem să prindem aici foarte ușor lancia când îl depozităm, exact așa, în poziția aceasta. O să-l scot afară că nu o să-l fixez deocamdată. Și mai primim și un dozator de genul acesta, care ne arată gradația în mililitri. Dacă facem diverse soluții cu tratamente pentru pom, pentru legume și așa mai departe, ne putem folosi de acest recipient și îl putem goli direct aici sus în rezervor. Rezervorul are un acces facil, capacul practic se transformă în mânerul de transport, putem să ridicăm de el cu totul și bineînțeles că în interior o să găsim și o sită, așa arată sita, după cum vedeți este destul de fină și reține în interior toată mizeria din soluția pe care o folosim. Foarte tare și mi se pare genial că aici în interior are cumva o proeminență, un X făcut pe ea, astfel încât dacă vrem să băgăm apă cu furtunul direct peste soluție, nu o să stropească să sară afară. Practic ținem furtunul aici în mijloc, în interior, și apa nu o să sară afară din el. Acum o să-i pun capacul și bineînțeles că o să-l testăm. O să folosesc diuza dublă pentru că mă gândesc că s-ar putea să golească ceva mai repede rezervorul de 15 litri. Pe celelalte o să le las deoparte. După cum puteți observa, în partea din spate, el are un burete aici și este de tip rucsac. Are două bretele, îl luăm în spate, iar această parte mai moale o să vină pe spate. Haideți să facem câteva teste, să vedem cum pulverizează în aer, după care o să leg mânerul și o să vă pun un cronometru pe ecran până se golește tot bazinul. Exact așa arată pulverizarea, cred că puteți să o vedeți mai bine și aici, pe camera secundară. Și așa. Lungimea ei este undeva la 60-70 de centimetri în total,
dar mă gândesc că există și diverse accesorii pe care să le folosim dacă vrem să ajungem la înălțime, la o înălțime mai mare. La capitolul protecției el stă foarte bine, are un IP54, este dotat cu sistemele Extreme Protection, care îl face rezistent la umiditate, la praf, dar și cu Wet Guard, care îl face rezistent la apă, bineînțeles. Cu toate acestea, nu este recomandat să stropim zona acumulatorului, deși ea este foarte bine protejată. Mai putem observa pe el, aici în partea de jos, că avem și un robinet pe unde putem să îl golim. Atunci când am terminat operațiunea de stropire, dacă rămâne ceva soluție, îl putem pune chiar așa pe capătul unei mese și putem să golim într-un recipient soluția rămasă. Am fixat lancia aici, în suportul ei, iar acum o să blochez butonul și o să îl lăsăm să meargă până golește 15 litri. Aici undeva pe ecran o să vedeți și un cronometru, să vedem în cât timp reușește să golească acest rezervor de 15 litri și bineînțeles să vedem dacă scade vreo liniuță de pe acumulator, ca să ne putem face o idee și de consumul de energie. Mânerul are și un buton de blocare aici, odată apăsat putem să tragem de această clemă și el o să rămână blocat. Practic putem să stropim în voie fără să mai punem presiune pe el, deși se apasă foarte ușor, nu trebuie depus efort foarte mare. Bun, și dăm drumul la treabă, avem start, sus pulverizează, haide să vedem în cât timp reușește să termine bidonul de 15 litri. Deci deja am eu pe cronometrul meu 14 minute și 13 secunde deja și l-am pornit târziu. El mergea deja de o bună perioadă de timp, cred că un minut sigur înainte să-l pornesc eu. Dar asta o vedeți voi pe ecran acum în timp real. Pot să zic că primul test deja l-a trecut, mai are foarte, foarte puțină apă în interior. Chiar acum cred că o să se oprească imediat, dacă nu o să-l opresc eu, ca să nu meargă pompa în gol. Acum s-a oprit. Gata. Avem 14 minute și 48 de secunde pe cronometrul meu. Pe ecran probabil că este ceva mai mult, pentru că a fost pornit instant când am apăsat eu pe buton. Pot să zic că primul test este deja trecut. La ce mă refer aici? Faptul că putem să folosim un singur acumulator ca să golim un rezervor de 15 litri. Și l-am golit în 15 minute. Sunt tare curios câtă energie mai are în acumulator. Haideți să scoatem acumulatorul. Acumulatorul este rece ca gheața, nu s-a forțat absolut deloc. Nu-mi vine să cred. Deci avem 4 din 4 linii. Nu a consumat deloc energie din acumulator. 6 amperioră pe un bazin de 15 litri. Mă așteptam să se ducă cel puțin două linii de pe el, dar după cum cred că puteți observa, dacă o să se facă un zoom pe cadru, avem 4 din 4 linii și a consumat, a funcționat 15 minute cel puțin până a golit tot rezervorul de apă. Asta vine un litru pe minut, aproximativ, să zicem, ceea ce este nemaipomenit și trebuie să ținem cont că am folosit diuza dublă pe el. Deci nici o linie de pe acumulator și eu care mă așteptam, zic, mamă, cred că este pe gata acumulatorul, dar nu. Se pare că este foarte, foarte, foarte eficient și ăsta e un aspect care mă bucură. Îmi place, chiar îmi place, a funcționat continuu, fără oprire, la fel puteți să faceți și voi dacă aveți, spre exemplu, rânduri cu cartofi foarte lungi, puteți bloca butonul și să țineți lancia în mână foarte ușor, fără să mai apăsați pe clapeta aceasta. Îmi place. Chiar îmi place foarte mult, nu mă așteptam să fie atât de eficient, adică nici o linie de pe acumulator. Hai să punem de la noi că s-ar fi dus o linie, deși nu s-a dus, de pe acumulatorul de 6 amperioră. Este încărcat la maxim în acest moment și ați putut observa în timp real cum a scăzut de la 15 litri până s-a oprit la 0.
un test mai ok, un test mai real și un test care să vă ajute mai mult, nu știu dacă puteam să-i fac. Este un simplu pulverizator, foarte bun, foarte eficient și care este menit să vă ajute în gospodărie. Lăsați-mi părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi dacă vă place, dacă nu vă place, ce părere aveți despre el. Nu uitați că în descrierea clipului găsiți un link către partenerul acestui clip și anume magazinul online sculeprime.ro, care este dealer autorizat Makita. De acolo puteți să-l și achiziționați dacă vă doriți asta. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut! We'll be right back.